Eu și Amos aveam 9 ani și eram în vacanța de vară. Eram îmbrăcați ca doi cowboy ce colindau străzile din Dodge City cu ochii la Boot Hill. Boot Hill, în secolul XIX, un nume obișnuit pentru locurile în care erau îngropați pistolarii vestului sălbatic care mureau cu cizmele în picioare, adică de o moarte violentă. Boots înseamnă cizme în limba engleză. Șeriful Amos îi văzuse pe bandiți ascunzându-se în spatele magazinului, care arăta exact ca grajdul nostru, așa că l-a anunțat pe devotatul său tovarăș, rangerul texan Dylan, și amândoi ne-am furișat în spatele grajdului, pitindu-ne printre tufele de soia ale bunicului. Dacă puteam să îi încolțim în grajd, erau nevoiți să sară de sus, din șura cu fân, și atunci aveam să îi prindem în aer înainte să aterizeze. Era a patra oară pe săptămâna asta când încercau să scape pe aici. Cum era de așteptat, tâlharii se cățăraseră pe scara din grajd și începuseră deja să tragă în noi. Asta însemna că trebuie să ne luptăm cu ei, corp la corp. Eu și Amos ne-am aranjat basmalele la gât ca să ne ferim de praf, ne-am verificat capsele din pușcă și am desfăcut tocul armei. Ne-am umezit cu degetul cătarea puștii, apoi am ieșit tiptil dintre plantele înalte până la umăr, gata să dăm piept cu dușmanii. Am țâșnit în grajd, ne-am tăvălit prin rumeguș, ne-am târât pe burtă până în spatele motorului de barcă, cocoțat pe suportul pentru motoare, și din poziția aceea am îndreptat țeava puștii spre soarele ce pătrundea printre stinghiile grajdului. M-am uitat la Amos, care încuvință din cap, și în clipa următoare am ieșit amândoi din ascunzătoare răcnind ca apucații, asemenea lui Waterp la OK Coral sau lui John Wayne în filmul The Grit. Ne-am prins basmalele între buze și am început să împroșcăm cu capse. OK Coral, confruntare cu puști între nelegiuiții din vest și oamenii legii, care a durat 30 de secunde, fiind socotită cea mai faimoasă confruntare din istoria vestului sălbatic. Cu mâinile încleștate pe mânierul credincioaselor noastre Winchester model 94, am tras atâtea capse câte ne îngăduiau bietele noastre degete. Când ni s-au golit încărcătoarele, am aruncat puștile la pământ, ne-am scos pistoalele cu 6 gloanțe și am continuat să-i ciuruim. Când ultimii doi nelegiuiți rămași în viață au sărit în sfârșit jos din șură, șeriful Amos trase o împușcătură fantastică pe la spate, consumându-și astfel ultimul glonț și lăsându-mă pe mine să mă răfuiesc singur cu cel mai periculos membru al bandei. Am țâșnit ca din pușcă, călcând peste grămezile de fân, și când renumitul bandit coborâ pe frânghie cu un cuțit în gură și câte un pistol în ambele mâini, am tras spre pălăria lui ca să-l orbesc și apoi l-am împușcat în mâini ca să-și scape pistoalele. Eu și Amos le-am pus cătușe la toți, i-am azvârlit în temniță, de unde aveau să evadeze a doua zi, și ne-am dus la cârciumă să bem un ceai rece. Niciunul dintre noi nu-i lipsea imaginația. Eram în stare să-l împușcăm pe același bandit de 10 ori și de fiecare dată el se întorcea mai rău și mai periculos ca data trecută, ceea ce nouă ne convenea de minune. Să vină toți, aveam capse destule. Lupta aceasta binelui împotriva răului ne scula din pat dimineața, iar gândul la o nouă aventură în vestul sălbatic ne făcea să ne îndeplinim rapid toate sarcinile, după care ieșeam pe câmp unde prindeam cu lasoul hoții de cai, salvam domnișoare aflate la ananghie și îl avertizam pe surugiul poștalionului că podul fusese distrus. Visul nostru suprem, la care năzuiam amândoi și ne petreceam ore în șir vorbind despre asta, era o pușcă Winchester model 69, de calibru 22. Îmi imaginam că dacă aș fi avut în mână așa ceva, nici o veveriță și nici un raton din Daiger n-ar fi scăpat nevătămate. Decupasem reclama din ziarul Field and Stream și mi-o lipisem pe peretele de lângă patul meu, la fel și Amos, însă prețul puștii era de $129, așa că mai aveam de lucrat puțin două veri, cel puțin două veri, până să mi-o pot cumpăra. Eu și Amos tocmai urcam treptele cârciumii în ghilimele când bunicul meu intră pe ușa din spate. Fără să clipesc și înainte să apuc să-mi dau seama ce fac,
Am golit asupra lui ambele încărcătoare. În momentul în care am văzut țevile pistolelor fumegând, mi-am dat seama. Tocmai încălcasem regula fundamentală a jocului, și anume, niciodată, sub nicio formă, să nu îndrepți arma reală sau de jucărie asupra unei persoane adevărate în carne și oase. Poți face orice în lumea imaginară, dar nu și în viața reală. Bunicul își îndesă mâna în deschizătura salopetei, închise un ochi și, mușcându-și buza de jos, ne făcusem la amândoi să intrăm în casă. Eu mi-am scăpat pe jos ambele pistoale de teama ceea ce aveam să pățesc. Bunicul făcusem cu mâna spre masa din bucătărie, unde ne-am așezat cu minți după ce ne-am desfăcut tocul de la brâu, fără arme la masă. În cel mai bun caz avea să-mi confiște pușca și pistoalele pentru câteva săptămâni, să-mi înmulțească sarcinile și să mă înroșească spinarea. Iar în cel mai rău caz, ei bine, mai bine nu mă gândeam la asta. Bunicul ridică receptorul și formă numărul domnului Carter, cu care vorbi în șoaptă preț de câteva minute. Înainte să închidă, l-am auzit spunând: deci, o să dai telefon? Tăcu o secundă. Bun, ne întâlnim acolo. Bunica desfăcea păstăi de mazăre pe veranda din față, dar își vârâ capul înăuntru la venirea bunicului. Acesta scutură din cap și îi făcusem să iasă. Ea se întoarse pe verandă și bunicul se duse în camera lor, unde își întoarse portofelul, își scoase portofelul, se schimbă și își luă cheile de pe măsuța de toaletă, apoi ne făcusem să ne suim în dojul său răblăgit ca vai de lume. Faptul că nu ne adresa o vorbă era de rău augur. Palmele mi erau reci și umede și mi se pusese un nod în stomac. Expresia acuzatoare de pe chipul lui Amos era aproape de nesuportat. Am mers în tăcere până în oraș. Ăsta era un avertisment. Nu mai era loc de discuții și știam asta. Și ca lucrurile să stea și mai prost, gafa mea avea să-l coste și pe Amos o bătaie bună. Faptul că el nu trăsese n-avea să conteze pentru domnul Carter. Era suficient că luase parte la povestea asta. Privirea domnului Carter îmi dădea de înțeles că o să aibă ac de cojocul lui. Bunicul parcă vechea camionetă undeva la marginea pieței din centru și ne mână apoi pe trotuar pe o străduță lăturalnică. Când am ajuns la prima clădire pe partea dreaptă, deschise ușa și ne făcusem din cap să intrăm. Încă nu rostise niciun cuvânt, iar tăcerea lui îmi spunea că am dat de bucluc mai grav ca niciodată. În casa noastră, armele, reale sau de jucărie, erau privite cu respect, iar eu ne socotisem lucrul ăsta în clipa când trăsesem asupra bunicului. Clădirea avea o culoare cenușie ca de navă de luptă și înăuntru era frig. Recepționera avea un pulover pe ea, lucru curios, având în vedere că ne aflam în miezul verii și tot locul mirosea avar și încă ceva, dar nu-mi dădeam seama ce anume. Domnul Carter stătea pe un scaun și citea o revistă cu ochelarii pe vârful nasului. Când am intrat, înclină din cap spre bunicul în semn de salut, dar nouă nu ne adresă niciun cuvânt. Eram sortiți pieirii, clar. Profitând de un moment în care cei doi nu erau atenți la noi, Amos se holbă la mine și îmi șopti: bravo, nătărăule! Recepționera ne conduse pe un coridor lung până într-o cameră bine luminată, care semăna cu o sală de operații, dar fără medici și asistente. Un bărbat în halat albastru veni în întâmpinarea noastră de undeva din spate. Avea o lanternă fixată cu o curea pe frunte, dar halatul lui semăna cu al unui măcelar. Mi-am spus în sinea mea, mă aduc aminte, că era foarte murdar pentru un chirurg. Având mâinile vărâte într-o pereche de mănuși albe de cauciuc pline de sânge, ne conduse la o masă de fier, unde, acoperit cu un cerceaf alb pătat, părea să doarmă cineva. Capul omului era acoperit și el. Îmi dădeam seama că are gura deschisă și mi-amintesc că m-am întrebat cum de poate să doarmă fără să aibă senzația că se sufocă. În momentul acela am realizat că s-ar putea să nu doarmă, de fapt. Împreună cu Amos am dat ocol mesei și am făcut ochii mari ca niște biscuiți Oreo. Picioarele omului ieșeau de sub cerceaf. Erau gri albăstrui și în timp ce stângul era îndreptat cu vârful în sus, dreptul zăcea culcat pe o parte.
Pe degetul mare de la piciorul stâng, cineva i-a târnase un bilețel de hârtie ca o etichetă de pus pe bagaje. Ne-am dus la capătul celălalt al patului și domnul Carter îi făcusem bunicului, care la rândul lui îi făcusem doctorului, în ghilimele. Acesta ne împinse pe mine și pe Amos de o parte și de cealaltă a patului, la cel mult 15 cm de umerii omului. Apoi trase la o parte cearceaful. Se uită la noi, apoi la bărbatul de pe masă. Asta se întâmplă când te joci cu armele de foc. De atunci nu le-a mai privit niciodată la fel ca înainte. Într-o fracțiune de secundă am înțeles că o armă de foc, indiferent ce fel de armă, are un singur rol, să ucidă. Punct. Nu încape discuție în această privință. Indiferent ce vezi în filme, indiferent cât de romantică ți se pare ideea, dacă țintești arma asupra cuiva și apeși pe trăgaci, te vei trezi cu un cadavru. N-ai cum să pui pe pauză, să derulezi înapoi și să pui caseta de la început. Bărbatul cu piele vânătă de pe masă m-a făcut să înțeleg lucrul ăsta. Eu și bunicul ne-am întors la fermă în tăcere. Nu se auzea decât scrâșnetul pietricelilor sub roți. Ajuns acasă, bunicul, la fel de îngândurat, se întoarse la tractorul său. Acolo era locul său de meditație. M-am apucat să-mi rezolv sarcinile pentru ziua următoare și când le-am isprăvit, am făcut tot ce am socotit de cuvință ca să-mi spăl păcatele. Teama că am să iau o bătaie zdravănă era suficientă ca să mă mobilizeze. Iar când bunicul își termină în sfârșit treaba, puțin după ora 4, grajdul arăta ca un muzeu. Însă chiar dacă observă lucrul ăsta, bunicul nu spuse nimic. Sări jos din tractor și dispăru în casă, iar eu am rămas la ușă așteptând să mă strige. Cu inima bătându-mi mai mult să-mi spargă pieptul, stăteam rezemat de tot cu ușii și așteptam. Peste câteva minute ieși pe ușa din spate, o sărută pe bunica care șterse mâinile de șorțul ei alb curat ca lacrima și apoi se sui din nou la volanul camionetei. Nu eram sigur, dar mi se părea că bunica nu e prea supărată pe mine. Ba chiar am avut impresia că îi vine să zâmbească. Pe când s-o întreb dacă îmi dă voie să stau cu ea, bunicul porni motorul și îmi făcusem cu mâna să mă urc lângă el, pe scaunul din față. Nu mai pricepeam nimic. Dacă avea de gând să mă facă să sufăr, îi reușea foarte bine. Am deschis portiera. Bunicule, el se uită la mine și își miji ochii înconjurați de riduri. Dacă tot ai de gând să mă bați, fă-o odată, să scap mai repede. El își mută privirea de la mine uitându-se prin parbriz și când m-a privit din nou am observat că îi se umeziseră ochii. Lovi ușurel cu palma pe scaun, apoi înghiți în sec și clătină din cap. Nu zâmbea, dar nici nu mai era încruntat. Îl frământa ceva și, indiferent despre ce ar fi fost vorba, era clar că momentul acela lucru respectiv îl preocupa mai mult decât să mă abțiguiască pe mine, așa că am urcat în mașină. Ne-am dus din nou în oraș, rare ori se întâmpla să mergem de două ori în aceeași zi. Am parcat pe stradă în fața magazinului de bricolaj și bunicul mă conduse printre rafturile cu scule de grădinărit până în capătul cel mai îndepărtat al magazinului. Domnul Steve, unul din cei patru frați proprietari ai magazinului, lucra în spatele teșghelei, unde se aflau toate articolele de pescuit și vânătoare. Bunicul se aplecă peste teșghea și întinse mâna. Steve. Domnul Steve își mută țigara mâna cealaltă și după ce își scutură de pe cămașă câteva fire de scrumă, întinse și el mâna. Domnule Stiles. Apoi se uită la mine și zâmbi. Dylan. Bunicul făcu semn cu capul spre teșghea. Am venit să-ți plătesc restul de bani. M-am uitat la el nedumerit. Domnul Steve încuvință din cap și îmi zâmbi din nou, apoi se uită la bunicul. Da, domnule, 8 luni e un termen foarte generos. Zicând asta, se întoarse și luă de pe perete pușca pe care mi-o doream de când mă știam, un Winchester model 69. Am făcut ochii cât cepele. Bunicul scoase o bancnotă de $20 și o dădu domnului Steve, care apăsă pe un buton al casei de marcat și sertarul de jos se deschise automat. Scoase de acolo $1 și verifică dacă nu sunt gloanțe pe țeavă,
acționând mecanismul de încărcare. Eu o înmână apoi bunicului, care o verifică și el și întrebă: doriți și cutia? Bunicul scutură din cap: nu. Apoi se uită la mine și schiță un zâmbet. N-ar fi ținut prea multă vreme. În plus, nu aveam de mers prea departe. Își făcă pușca cu mâna stângă, ținând-o cuțeava în jos, apoi mă luă cu blândețe de mână și ieșirăm din magazin. Eu nu-mi puteam reveni din uimire. M-am suit pe scaunul din dreapta șoferului și bunicul așeză pușca lângă mine, cuțeava îndreptată în jos spre podea. Inima îmi bătea cu atâta putere încât aveam impresia că o să-mi explodeze. Apoi dădu ocol mașinii, se sui la volan și porni motorul. Își scoase batista albă din buzunarul de la spate și șterse broboanele de sudoare de pe frunte. După aceea o împături la loc cu grijă și se întoarse spre mine. Chipul său își recăpătase expresia gravă de dinainte. Am înghițit în sec, m-am uitat la pușcă și am înghițit din nou. Mi-era frică să sper. Mi-am dat seama că bunicul avea de gând să o atârne pe perete, unde avea să stea vreme de 2 ani, amintindu-mi zilnic de greșeala mea. Aș fi preferat o chelfăneală. Bunicule? Bunicul clătină din cap și îmi puse mâna pe umăr. Se gândi un moment, apoi îmi spuse: da, ai făcut-o de oaie azi, dar și eu am greșit când eram de vârsta ta. Am vrut să zâmbesc, dar apoi m-am răzgândit, încă nu eram sigur că am scăpat. Bunicul își coborâ vocea. Nu vreau să-ți înăbuș pornirile, ești un copil și ăsta e un lucru neprețuit. Trase adânc aer în piept, dar e timpul ca băiatul din fața mea să înceapă să devină bărbat. În seara aceea, după ce am consumat o cutie întreagă de cartușe, 50 la număr, pe dozele înșiruite pe malul râului, bunicul mă luă cu el în bucătărie și puse pușca pe masă. Îmi spuse să șed și apoi enunță regulile. Tonul său îmi dădea de înțeles că dacă aveam să le încalc vreodată, n-aveam să mai văd pușca asta niciodată. Nu aduci niciodată o armă încărcată în casă. Da, domnule. Nu îndrepți arma asupra nimănui, doar spre podea sau spre tavan, în afară de cazul în care tragi la țintă și urmează să apeși pe trăgaci. Da, domnule. Te asiguri care este ținta și verifici ce se află în spatele țintei. Ce vei lovi în caz că ratezi? Auzisem toate aceste lucruri de sute de ori până atunci, dar n-aveam de gând să-l întrerup în niciun caz. Da, domnule. Bunicul se îndreptă de spinare și mângâie patul puștii, după care și-a țintit degetul spre mine și se apropie la câțiva centimetri de fața mea. Întotdeauna, întotdeauna, întotdeauna poartă-te cu arma ca și când ar fi încărcată, chiar dacă știi că nu-i așa. Da, domnule. Bucătăria mirosea diluanta, petrol și a ungvent mentolat, preferințele bunicului în materie de balsam de buze. Cufundă în diluant câteva șuruburi de alamă, după care le introduse pe țeava puștii ca să curețe praful de pușcă. Curăță țeava cu mai multe cârpe albe bine unse, până când ultima din ele ieși la fel de curată cum intrase. Lustrui și unse mecanismul, țeava, încărcătorul, inclusiv patul puștii. Apoi le șterse cu un prosop ca să nu fie alunecoase. Când isprăvi, pușca era curată, unsă și descărcată. Obiectul care îmi însuflețise zilele și nopțile, cu eroi și isprăvi mărețe, se afla acum pe masă, în fața mea, la fel ca omul acela de la morgă. Bunicul se aplecă spre mine. Vezi asta? Da, domnule. Făcu o scurtă pauză cântărindu-și cuvintele. Așa cum o vezi, e inofensivă. Nu poate răni nicio muscă. Singurul ei element periculos ești tu. Îmi luă mâna cu blândețe și mi-o puse pe patul puștii. Înțelegi? Am dat din cap în semn de încuvințare. Da, domnule. Și te sperie gândul ăsta? Am dat din nou din cap. Mă luă în poală și își petrecu brațele în jurul meu. Aveam atâta nevoie de acea îmbrățișare. Nu te teme de ea. Respect-o. Apoi zâmbi. Așa,
vei ajunge să trăiești cât mine, ba și mult mai mult de atât. În seara aceea, lumea mi s-a părut mai mare decât dimineață, când mă trezisem. Ședeam toți trei pe veranda din față, ascultând cântecul păsărilor. Bunicul și bunica se legănau în balansoar, iar eu stăteam întins pe jos. Bunicule, mirosul pipei sale plutea în aer, pătrunzând în pereții de lemn ai verandei. Da? Crezi că Dumnezeu e de acord să avem arme? Bunicul își strânse pipa între dinți și, scoțându-și briceagul din buzunar, îl desfăcu și începu să-și curețe unghiile. Deasupra capului său, agățată pe peretele casei, era o plăcuță de lemn cu cele 10 porunci. Stătu pe gânduri preț de câteva minute, apoi încuvință din cap și spuse: m-am gândit mult la asta și cred că răspunsul este da. Știind că este în stare să mi le recite pe toate pe de rost, am întrebat: de ce? Pentru că nu toți oamenii sunt buni, îmi răspunse fără să clipească. Fascinația noastră, a mea și a lui Amos, față de arme, din timpul copilăriei, a murit în ziua aceea, iar bărbatul acela care zăcea rece pe masa de oțel a dus cu el în mormânt ceva ce nu plănuise niciodată. Când privesc în urmă, îmi dau seama că a fost una din cele mai bune lecții pe care le-am primit vreodată. Amos mă întrebă dacă mai am pușca bunicului meu și dacă mai știu cum să o folosesc. Știa răspunsul. I-am răspuns că da, după cum se și aștepta. Întrebarea lui îmi trezi niște amintiri tulburătoare, de care eram conștienți amândoi, dar niciunul nu simțea nevoia să le dea glas. Se pare că Amos se gândise la asta de multă vreme, stătuse pe gânduri dacă să mă întrebe sau nu, și până la urmă mă întrebase, iar lucrul acesta îmi spunea că e speriat. Mi-am întors ochii spre casă și m-am gândit la pușca rezemată de peretele de baralei mele, încercând să diger conversația noastră de adineauri. M-am așezat pe treapta cea mai de sus a verandei și, lăsându-mă puțin pe spate, am observat pachetelul cocoțat pe marginea balustradei. L-am luat, am desfăcut funda argintie ce scânteia în lumina lunii și, ridicând capacul, am văzut o suzetă. Cu tetina lângă mine, cu Maggie dormindu-se înăuntru și cu pușca bunicului la câțiva pași mai încolo, am rămas pe gânduri încercând să pun totul cap la cap în pofida îndoielilor care mă asaltau din toate părțile. Se crăpă de ziua și eu tot nu reușisem să ajung la o concluzie. Am coborât de pe verandă și am dat ocol casei până la robinetul de sub fereastra dormitorului. Apa cursese toată noaptea printr-un furtun care ajungea în grădina de legume. Maggie îl încolăcise în jurul tufelor de roșii. Pe geamul de deasupra capului o vedeam pe Maggie lăfăindu-se pe tot patul. Am zâmbit și am ciocănit ușor în geam. Nici nu se clinti. Am bătut mai tare. Atunci își scoase perna de sub cap și îmi făcu semn să dispar. Blue se rostogoli pe spate cu labele ridicate. Am ciocănit a treia oară și ea a zvârlit cu perna spre fereastră. Râzând în sinea mea, am întins mâna, am închis robinetul și în clipa următoare am înlemnit. Am cercetat poteca noroioasă ce ducea de la verandă până la tufele de azalee și cu cât o examinam mai atent, cu atât deveneam mai neliniștit. Poteca era plină de urme de tălpi goale. Luându-mă după ele, am umblat încoace și încolo, ajungând în cele din urmă la punctul în care urmele se opreau, exact sub fereastra de la dormitor. După lungimea și adâncimea lor, urmele erau prea mari ca să-i aparțină lui Maggie și prea late ca să fie ale mele. Mi-am pus piciorul într-una din ele. Am îngenunchiat și m-am târât de jur împrejur, cercetând cu atenție locul. Nu puteau fi ale lui Amos, pentru că el avea platfus, pe când urmele acestea proveneau de la o talpă cu bolta foarte arcuită. Maggie fusese aici ieri după masă ca să deschidă robinetul, dar urmele acestea se suprapuneau peste ale ei. Toate astea m-au condus la două concluzii. Urmele aparțineau unei persoane necunoscute și, în mod cert, ele fuseseră făcute în timpul scurs, de ieri după masă și până azi dimineață. Am aruncat o privire spre veranda unde stătusem de vorbă cu Amos, cu puțin timp în urmă,
la doar 3 metri distanță de aici și am simțit cum mă trece un fior pe șira spinării. Capitolul 15. Țâritul telefonului m-a făcut să mă ridic din genunchi. Mi-a mițit capul printre tufele de azalee și am ascultat. Telefonul sună din nou. La ora asta, atât de matinală, nu putea fi altcineva decât Caglestoc, care n-avea somn, una dintre rigorile pe care și le autoimpusese ca administrator al milioanelor lui Bris. Alo? Dylan, sunt John. După voce se trezise mai demult și după viteza cu care vorbea, băuse deja un ibric întreg de cafea. Bună dimineața, ce mai faci? Bine, mulțumesc. Ezită câteva secunde. Hei, Dylan, ce știi tu despre trecutul lui Bris? Mă refer, ce anume știi cu precizie? Am reflectat puțin la întrebarea lui. Păi, doar ce mi-ați spus tu și el. Serios, numai părțile esențiale. Bris e destul de secretos de felul lui. John șovăi. Am nevoie de ajutorul tău. Tipul îți spune doar atât cât vrea el să știe și în plus nu-i place să te încarce cu chestii care consideră că nu te-ar interesa. Așa am constatat și eu, ceea ce m-a pus pe gânduri. Am făcut niște săpături, am pus câteva întrebări încoace și încolo și tare mi-ar plăcea să vii la noi să luăm prânzul împreună. Poți face asta? Sigur. Când? Astăzi. Tonul îi se schimbă. E totul în regulă, John? Nu știu, dar ar fi bine dacă ai veni. Tot n-am nicio veste din partea lui Bris. Când am pus receptorul în furcă, Blue îmi lingea degetele de la picioare și Maggie a apărut pe hol, toropită de somn. Podelele scârțâiau sub greutatea ei în timp ce umbla. Veni la mine și se sprijini cu capul pe pieptul meu. Bună dimineața, te iubesc, am nevoie de o îmbrățișare, în traducere. Avea părul zburlit, cu un halo de fire dansându-i în jurul capului din cauza electricității statice. Dacă n-aș fi cunoscut-o, m-aș fi speriat de ea. Am strâns-o în brațe, minunându-mă de cât de caldă era, cât de moale era pieptul lipid al meu, cât de fermă curbura spatelui și, în fine, cât de bine se potrivea trupul ei în brațele mele. Cine a fost la telefon? Murmură ea. Caglestoc. M-a invitat să iau prânzul cu el. Ea încuvință din cap, scoase sucul de portocale din frigider și bău o gură zdravănă direct din carafă. Apoi scoase pâinea din coș și șunse două felii cu unde arahide și jeleu, mușcă dintr-una și se apucă să-și facă o omletă. În timp ce presăra brânză pe ouă, îi sprăvi și al doilea sandwich. Tot la câteva secunde mai lua câte o înghițitură de suc de portocale. M-am rezemat de blat cu ceașca de cafea în mână și m-am uitat la ea. Încă nu era trezită de-a binelea, dar de vreo săptămână încoace avea o poftă de mâncare incredibilă. Era în stare să mănânce orice lucru comestibil care nu era bătut în cuie. Când fu gata omleta, pufoasă și aburindă, o mâncă direct din tigaie. Stătea plecată deasupra chiuvetei cu furculița plină înaintea gurii și sufla de zor asupra ei. Neavând răbdare să se răcească îndeajuns, înfulecă, apoi rămase cu gura deschisă, încercând să sufle afară fierbințeala. La următoarea îmbucătură, care era fierbinte de tot, se apucă să țopăie de pe un picior pe altul, de parcă ar fi înghițit un ardei iute, ca focul. Cămașa de noapte scurtă de bumbac îi ajungea cam până la îmbinarea dintre coapse și șezut. Picioarele lungi începuseră să-i se bronzeze și mă minunam să le văd în fiecare zi tot mai ciocolatii. Continuă să țopă într-un picior până când termină de mâncat ouăle. După ce îi sprăvi tot ce era în tigaie, decoji o banană și o mâncă din trei îmbucături. Își clăti gura cu altă înghițitură de suc și apoi rămase în fața frigiderului, cu ușa larg deschisă, cercetându-i conținutul. Scutură din cap nemulțumită. Trebuie să merg la magazin, nu mai este nimic de mâncare. Am ridicat din sprâncene suflând în ceașca de cafea. Mie îmi spui? Ochind ziarul de pe masă, scoase un borcan cu murături, apoi se așeză și începu să citească prima pagină, în timp ce își văra în gură câte un castravecior murat. Era ca un fumător înrăit.
Am încercat să-mi stăpânesc râsul. Iubito, nu vrei să-ți dau un sos ca să-l mănânci cu castraveții ăia? Cum era atentă la ce citea, nu mă băgă în seamă. Scutură din cap, își va mai vărâ în gură o murătură și zise, fără să-și ridice privirea din ziar, nu, mulțumesc. Clătinând din cap, am sărutat-o pe obraz și m-am dus să fac un duș. Când am ieșit din baie, am auzit două voci de femei vorbind și râzând. Râsul, ca de hienă, și chicotele înfundate mă lămuriră numai decât. Am aruncat o privire în sufragerie și le-am văzut pe Maggie și pe Amanda, braț la braț, cu lacrimile și roindu-le pe obraj, așezate pe podea cu o cutie mare de înghețată între ele. Fiecare din ele era înarmată cu o lingură și cu un pumn de șervețele. Sunteți bine, fetelor? Amanda își vârâ lingura în înghețata tare ca piatra și mă salută peste umăr. Bună, profesore! În pofida numeroaselor schimbări din viața noastră și a faptului că o rugasem de nenumărate ori să nu mai spun așa, Amanda pur și simplu nu reușea să renunțe la apelativul profesore. Cu timpul, termenul ajunsese ca un fel de nume de alint din partea ei. Salut, Amanda, ce mai faci? Bine, zise ea, vărându-și în gură o lingură plină de înghețată. Max îndreptă lingura spre mine. Tu și Mr. Clean ar trebui să fiți pregătiți, pentru că scutecele murdare nu se schimbă singure. M-am îmbrăcat rapid, apoi am deschis fereastra din dormitor și uitându-mă peste umăr am scos pușca afară și am rezemat-o de zidul casei. Blue se uita la mine ca și când mi-aș fi pierdut mințile. Am sărutat-o apoi pe Max, care se hotărâse să rămână acasă și să vorbească despre copii cu Amanda, și le-am făcut cu mâna ieșind pe ușa din spate. Isprăviseră înghețata așa cum se duseseră în camera copilului, discutând despre decorarea ferestrelor. M-am dus o roată în spatele casei și am luat pușca, am vărât-o sub bancheta din spate a dubiței și am ieșit încet de pe alee. Era foarte cald afară, fapt care m-a făcut să mă gândesc la lucrurile care îmi lipseau. Am pornit aerul condiționat, am coborât geamurile mașinii, am apăsat pedala de accelerație și m-am gândit la lucrurile pe care le iubeam. Stația se afla pe scaunul de lângă mine, cârâind tot felul de numere și coduri pe care învățam să le traduc încetul cu încetul. Cu sudoarea și roindu-mi pe spinare pe sub cămașa, am condus până în oraș. Era luni, ziua liberă a pastorului John, dar când am trecut prin dreptul bisericii, am văzut cadia cu parcat în spatele clădirii. M-am uitat în oglinda retrovizoare, dar n-am observat nimic neobișnuit, așa că mi-am văzut de drum. Câteva străzi neasfaltate mai încolo era proprietatea lui Bris, cu poarta încuiată. Lanțul și lacătul străluceau încă de noi ce erau. În ultimul an, Iasomia năpădise poarta, înecând-o într-o mare de frunze verzi și groase, așa încât nu se mai vedea nimic dincolo de ea. Trecând prin dreptul porții, am simțit o împunsătură în inimă și abia atunci mi-am dat seama cât de mult îmi lipsea Bris. Îmi lipsea vocea lui joasă și gravă, fața lui nebărbierită, părul lui roșcovan, pieptul lui voinic și conversațiile noastre unilaterale, pe care rare ori le pricepeam. Îmi era dor de sunetul cimpoaielor sale, de ochii lui vers ca smaraldul, de gustul berii reci pe care o beam împreună, din pahare de polistiren. Da, recunosc că îmi lipsea până și înfățișarea lui ridicolă, în kilt sau în costumul lui Adam, cum avea uneori obiceiul să umble pe acasă. Bris era un tip original și spre lauda lui nu-i păsa câtuși de puțin de gura lumii. Erau momente când îl admiram pentru lucrul ăsta. Acum nu aveam timp să mă opresc, dar mi-am promis să o fac la întoarcere. Loren mă întâmpină la ușă și mă conduse în sala de conferințe, unde Caglestock mă prezentă unui individ îmbrăcat în uniformă militară și cu pieptul acoperit de medalii. Dylan, dânsul este colonelul Max Betts. Domnia sa lucrează la Pentagon. Colonelul Betts avea o beretă pe cap și o figură care îmi dădea de înțeles că văzuse la viața lui o grămadă de arme îndreptate în direcția sa. Avea în jur de 55 de ani și era drept ca bradul, efectul unei discipline militare practicate de o viață întreagă.
Militaria părea sădită în însuși ADN-ul său. Îmi întinse mâna dând din cap. Doctore Stiles, mă bucur să te cunosc. John mi-a spus despre prietenia dumitale cu sergentul McGregor. I-am scuturat mâna. Da, domnule, Brice este... Ei bine, eu îl socotesc prietenul meu în măsura în care Brice poate fi prieten cu cineva. În timp ce mâncam, Carlestock îi povesti colonelului Betts despre relația mea cu Brice și despre serviciile pe care le făcusem, că îi administrasem banii, că mă împuternicise să mă ocup de majoritatea afacerilor sale și că mă străduiam să trec pe la el cu regularitate. Colonelul asculta cu atenție și părea să-și noteze în minte toate detaliile. Când Loren intră cu un platou de fursecuri cu ciocolată, Carlestock îi predă ștafeta colonelului spunând: Max, cred că ar fi bine să-i spui lui Dylan, de fapt să ne spui amândurora ce știi despre Brice. Colonelul înghiți din gură, apoi se lăsă pe spătarul scaunului și reflectă preț de câteva secunde. În cele din urmă vorbi. Dosarul sergentului McGregor este mare parte confidențial, strict secret. Nici măcar eu, comandantul lui, nu am permisiunea să-l citesc. Dar cum am asistat personal la multe din evenimentele descrise acolo, ridică din umeri clătinând din cap. În ceea ce privește testele și rapoartele psihologice, nu am prea multe să vă spun. Zicând asta, luă o căpșună de pe platou și o vârâ în gură. Brice K. McGregor a intrat în Marina Militară în anul 1970 din motive pe care nu le-am înțeles niciodată. Pe vremea aia arăta ca dumneata, cu privirea limpede, plin de viață, inocent. Bates se foi pe scaun. Poate că voia să-și câștige moștenirea prin propriile-i merite. Am mai văzut asta. Copii bogați care nu știu ce să facă cu banii lui tăticu. Am scos untul din el ca să-l determinăm să renunțe înainte de a fi ucis, dar în final ne-a demonstrat tuturor că îl judecasem greșit. Cu cât eram noi mai exigenți, cu atât mai bine se descurca el. Era ca și un copil care nu fusese niciodată pus la încercare și așteptase toată viața să fie descoperit. L-am scos în poligonul de tragere și ne-a lăsat pe toți cu gura căscată. Puștiul era cel mai bun țintaș pe care l-am văzut vreodată. Avea un talent născut pentru asta. Făcu o pauză, scărpinându-se la nas și apoi continuă. Uneori îmi spuneam că ar fi fost mai bine să nu-i fi descoperit niciodată acest talent. Se foi din nou. Acum sărim cu povestea peste câțiva ani. Brice, sau Scotty, cum i se spunea, conducea o echipă specială formată din soldați de elită. Ceva între beretele Vers și Delta Force. Nu aveau un nume specific, dar îi trimiteam peste tot, oriunde era nevoie. Înainte ca lucrurile să se împută în Vietnam, au participat la misiuni pe tot globul. Și exact ca la antrenamente, cu cât erau condițiile mai rele și misiunea mai periculoasă, cu atât Brice excela în isprăvile sale. Derulăm din nou înainte și ajungem acum în Vietnam, anul 1975, chiar la sfârșitul războiului. Făcu din nou o pauză, alegându-și cuvintele cu grijă. L-am trimis pe Brice împreună cu echipa lui de 8 oameni, într-un loc de unde nu ne așteptam să se mai întoarcă în viață. Le-am spus lucrul ăsta de la bun început, le-am explicat cât de valoroasă era ținta lor și i-am lăsat să aleagă singuri. Toți au ales să plece, fără excepție. Așa erau tipii ăștia. Lui Betsy se umeziră ochii, dar scutură cu putere din cap. Din anumite motive am pierdut legătura radio. Brice și tovarășii nu au mai apărut la locul de întâlnire. Și nu se știe ce s-a întâmplat? Bates clătină din cap. Ba da, dar informația respectivă se găsește în acea parte a dosarului său despre care n-am voie să vorbesc. Își împreună palmele pe masă. Iată ce pot să vă spun. 5 luni mai târziu, cam la 3 luni după ce Statele Unite și-au retras trupele din Vietnam, am primit un telefon. În 3 minute eram sus, am trimis 2 avioane care l-au recuperat de pe teritoriul vietnamez și l-au adus înapoi acasă, singur.
Bates își scoase batista din buzunar și se șterse la ochi. Mi-aș dori mai mult ca orice să nu-l fi trimis acolo pe băiatul ăsta. Dintre toți, eu trebuia să... Știam că nu o să-și abandoneze niciodată camarazii, indiferent ce ordine ar fi primit. Se lăsă pe spătarul scaunului privind absent pe geam. Dacă citiți versiunea moșamalizată din dosarul lui, o să faceți cunoștință cu un veteran de război cu o droaie de decorații, căruia întreaga țară îi duce dorul. Dacă citiți însă versiunea pe care n-aveți cum să o citiți de fapt, dați peste o mașină de ucis, care a omorât Dumnezeu știe câți oameni și care a săvârșit și a asistat la niște atrocități, cum puținor oameni din istorie le-a fost dat să vadă. În încăpere se așternu tăcerea. Mie nu mi-eșa din minte imaginea lui Brice ațipit pe un scaun în fața unui film cu John Wayne. Bates continuă cu vocea puțin răgușită. Am încercat să-l recuperăm. Am apelat la toate metodele, terapie, medicamente, electroșocuri, tot ce se putea. Am făcut tot ce socoteam că ar putea să-l ajute. În cele din urmă, Brice a plecat să-și înfrunte singur demonii. Presupun că de atunci se luptă cu ei. Parcă vorbim despre Rambo. Ar fi grozav să fie atât de simplu. Caglestoc se băgă și el în discuție. Se poate spune despre el că suferă de o tulburare de stres post-traumatic? Bates scutură din cap în semn de negare. Dacă asta ar fi toată problema, aș fi în al nouălea cer de fericire. La așa ceva suntem capabili să facem față. Și Brice la fel. Dar dacă s-a produs o schimbare în el, de ce abia acum? Dacă știam răspunsul la întrebarea asta, nu mai veneam la voi. Din experiența mea vă spun că oamenii ca Brice sunt niște bombe cu ceas, doar că unii explodează mai târziu decât alții. N-am știut ce să-i răspund. Bates se uită la mine. Văd că-ți stă pe limbă să mă întrebi, așa că am să o spun cu voce tare. Brice te poate ucide pe dumneata sau pe oricine altcineva într-o mie de moduri diferite și asta cu un singur deget. Dă-i un creion și te ucide din celălalt capăt al camerei. Dă-i o armă și, ți-o spun pe șleau, dacă Brice o ia razna sau poate a și luat-o deja, cum am văzut în cazuri similare, nu-ți recomand să mergi la el acasă, nu ești în siguranță acolo. Așteptă câteva clipe ca vorbele sale să-și facă efectul. De fapt, nimeni din preajma lui nu e în siguranță. Ce înseamnă din preajma lui, mai precis? Colonelul își subse degetul calculând ceva în minte. Brice a mers pe jos mai bine de 150 de kilometri fără să doarmă în tot acest răstimp. Și ce aveți de gând să faceți? Colonelul scutură din cap. Nu pot să-ți spun asta, dar dacă te contactează, fă bine și stai la distanță. Și sub nicio formă să nu o duci acolo pe soția dumitale sau pe orice altă femeie. De ce? Adică ce motiv? Își ridică mâna împiedicându-mă să-mi termin propoziția. Dacă e în starea în care îmi imaginez eu că e, vederea unei femei ar putea să declanșeze în el reacții regretabile. Se lăsă pe spătarul scaunului și își puse mâinile pe coapse, semn că discuția noastră a ajuns la final. V-am spus destul. Se ridică și mă întinse mâna. Mulțumesc pentru tot. Am încuvințat din cap strângându-i mâna și colonelul Bates ieși din încăpere, pașii săi răsunând strident pe pardoseala de gresie. Caglestoc îl conduse până la ușă, unde schimbară câteva cuvinte pe ton șoptit, apoi se întoarse la masă după ce închisese ușa după el. John inspira adânc ca și când ar fi încercat să-și lămurească cele auzite adineauri. Umplu pentru amândoi două pahare de apă cu gheață și se așeză înapoi la masă. Ce crezi că ar trebui să facem? Am răspuns fără să stau pe gânduri. N-am nicio îndoială că Brice mă poate ucide într-o sută de moduri, dar cum plec de aici, mă opresc într-un singur loc și apoi trec din nou pe la el. Caglestoc încuvință din cap. Vrei să vin și eu cu tine? Nu, am scuturat eu din cap. Nu te supăra, dar cred că ar fi mai bine să merg singur. Sună-mă dacă dai de el. M-am ridicat în picioare, gata să plec.
Dacă dau de el și te sun, o să-l anunț pe tipul ăsta? Zicând asta, am făcut semn cu capul spre mașina lui Bates, care tocmai ieșea din parcare. Caglestoc urmări cu privirea farurile roșii ale mașinii. Nu știu, chiar nu știu. Am străbătut cu mașina zona veche a Waterboro-ului, trecând pe lângă magazinul de unde bunicul își cumpărase Winchesterul, model 69, cu mulți ani în urmă. Am parcat în stradă, apoi am luat pușca bunicului, model 12, am deschis ușița camerei de încărcare ca să se vadă că nu are gloanțe înăuntru și am intrat în magazin cu țeava țintită spre podea. Gestul meu poate că ar fi părut neobișnuit, doar că țineam arma în mâna stângă și în plus aici mulți indivizi umblau cu armele la ei. Vince, un tip pursus veteran al războiului din Coreea și unul din cei mai buni armurieri din Carolina de Sud, lucra magazinul acesta 3 zile pe săptămână. Oameni din tot sudul țării veneau la el doar ca să-l roage să pună mâna pe prețioasele lor arme și să le împrumute un strop din atingerea lui magică. Vince lucra cu arme de foc de când învățase lucrul ăsta în armată, în Coreea. Se pricepea la toate tipurile de arme, dar îndrăgea cu precădere puștile fabricate la comandă și carabinele cu țeavă dublă. De fapt, Vince fabrica arme la comandă pentru poliția și echipele SWAT din 2 sau 3 state învecinate. El și Amos erau buni amici și, în consecință, era și prietenul meu. În capătul cel mai îndepărtat al magazinului, raionul destinat armelor, era de obicei înțesat cu bărbați ce se îngrămădeau peste teșghea, ca la bar. Aceștia discutau despre armele pe care și le doreau sau pe care le aveau și de care se săturaseră, visând la altele noi. Rare ori se întâmpla ca Vince să răspundă sau să inițieze o conversație. Nu făcea decât să clatine din cap, să-și aprindă încă o țigară și să privească absent pe fereastră. M-am apropiat de teșghea. Salut, Vince! Hei, Dylan! Observă numai decât pușca de mâna mea. I-am întins-o peste teșghea. Cu țigara târnându-i în colțul buzelor, o luă și început să o studieze. Trase încărcătorul, verificând camera cartușului, ridică și coborâ piedica de câteva ori, apoi apăsă încet pe trăgaci și armă din nou. Nu zise nimic, însă zâmbetul de pe fața lui îmi dădu de înțeles că îi plăcea pușca asta bătrână de 55 de ani și mă întrebă din priviri, cu ce pot să te ajut? Am aruncat o privire peste umăr în ambele părți și m-am aplecat înspre el. Aș vrea să-mi schimb duza de la țeava puștii. Duza este un dispozitiv care se atașează în capătul țevii și servește la concentrarea și dirijarea jetului de gaze ce propulsează glonțul. Seamănă cu moștiucul unui furtun de grădină, cu ajutorul căruia reglezi jetul de apă. Dacă învârți într-o parte, ai un jet îngust. Dacă îl învârți în partea cealaltă, apa se pulverizează. Eu îi dădusem lui Vince o armă cu jet îngust și așteptam să-mi dea înapoi una cu jetul exploziv. Nu exista decât o singură modalitate de a-mi îndeplini dorința. Știam asta. Și Vince o știa. Și știa că eu știu asta. Examină vârful țevii de 75 de centimetri. Acum e plină. Își mută țigara în celălalt colț al gurii. Cu așa țeavă, nici duza cu filet nu te ajută. Duzele cu filet erau o îmbunătățire întâlnită la modelele noi, care îi permitea trăgătorului să-și atașeze pe țeavă diverse asemenea dispozitive în funcție de nevoile sale. Factorul determinant era distanța la care urma să se tragă. Pe scurt, la prepelițe e nevoie de altfel de duză decât la porumbei, gâște sau curcani, asupra cărora se trage de la distanțe diferite. Mi-am aruncat din nou privirea peste umăr, căsnindu-mă să-mi găsesc cuvintele potrivite. Vince se uită la mine și mă întrebă: te gândești la deschiderea sezonului de porumbei? Am scuturat din cap. Privi din nou prin cătarea puștii. Știa că niciun om în toate mințile n-ar împușca prepelițe cu o pușcă de calibru 12, așa că mă iscodi mai departe. Mergi la vreun concurs de talere?
Taler e o probă sportivă din cadrul tirului, care constă în trageri cu arme de vânătoare, cu alice, în discuri de ceramică. Din nou am scuturat din cap. Puse arma pe o bucată de catifea întinsă pe teșghea. Vrei să vânezi ceva de la distanță mică? Mi-am mușcat buzele și am încuvințat din cap șovăielnic. Era o singură duză mai largă decât cea folosită la talere, și anume duza alezată, întrebuințată cu precădere de polițiști. Aceasta dădea jetul cel mai amplu pe distanțe mici și avea un singur scop, știu de toată lumea. Vince cercetă pușca. Polițiștii și cei din trupele SWAT le preferă retezate la 35 de centimetri. Își plimbă degetul de-a lungul oțelului albăstrui. Dar noi, oamenii de rând, nu avem voie să le scurtăm sub 44. Ridică din numeri. Doar dacă vrei să soliciți un permis special sau vine prietenul tău și își trece în registru numele lui. Am scuturat din cap. Hai să rămânem la 44, poate chiar 45. Am măsurat țeava cu palmă. În limitele legale, dar... Vince apucă din nou pușca, întrerupându-mă. Ești sigur că vrei să faci asta? Azi nu se mai fac așa puști. Am aprobat din cap. Cu scula potrivită, retezarea țevii nu dura mai mult de 30 de secunde. Vince avea sculele necesare ca să o reteze, să o sableze și să o lustruiască. Își stinse mucul de la țigară și zise: dă-mi 10 minute. M-am învârtit prin magazin și când m-am întors la teșghea, Vince tocmai își scotea de la brâu șorțul negru după ce îi sprăvise de uns pușca. Mi-o întinse peste teșghea rostind: am văzut multe de astea în război. Cât îți datorez? L-am întrebat eu. Scutură din cap. Nimic. Când ți se coc legumele și lubenița, sunt primul pe listă. În regulă. Capitolul 16. Am închis portiera dubiței, apoi am privit prin cătarea noii mele puști și m-am hotărât să o las în mașină sub bancheta din spate. M-am strecurat pe sub gard și am început să urc pe alee. Mirosea fum și dincolo de copaci am văzut un nor alburiu înălțându-se în văzduh. Când am ieșit din pădurici, am observat un morman de gunoi fumegând în apropierea rulotei lui Bris. Nu mai rămăsese din el decât cenușă și funingine, semn că cineva aprinsese focul în ziua precedentă. M-am îndreptat spre rulotă și am bătut la ușă. Niciun răspuns. Atunci m-am dus în spatele casei unde se aflau noua cabină de proiecție și filmoteca lui Bris. Nici aici n-am primit niciun răspuns. M-am dus pe terenul de instrucție și am fluierat de câteva ori, apoi m-am întors la rulotă. Am deschis ușa și am fluierat și înăuntru, după care am așteptat. Nimic. M-am răsucit pe călcâie să plec și am înlemnit. La nici 10 centimetri de fața mea stătea Bris, pe care însă nu l-am recunoscut din prima clipă. Slăbise mult, foarte mult, probabil vreo 25 de kilograme. Avea privirea lipsită de orice expresie, fața și țeasta complet rase și era îmbrăcat în uniformă de camuflaj. Aceasta era spălată, scrobită și călcată impecabil. Bocancii negri erau lustruiți ca oglinda și în tocul de la umăr avea un colt 1911 cu mânier de fildeș. Mă privea nemișcat studiindu-mi chipul de parcă nu mă mai văzuse în viața lui. În timp ce mă scruta atent, își vârâ mâna în buzunarul de la șold și scoase un pachet de gumă de mestecat. Desfăcu toate cele 12 lame și le îndesă în gură, după care începu să mestece de zor. În aer se răspândi numai decât un miros puternic de mentă. Bris mestecă preț de câteva secunde, înghițindu-și saliva produsă în exces și continuă să mă studieze cu ochii umezi din cauza usturimii. De îndată ce reuși să-și înmoaie cât de cât cocoloșul de gumă din gură, mă măsură din cap până în picioare și rosti: Dylan. M-am dat un pas în spate. Salut, Bris. Mânecile erau suflecate și prinse cu nasturile de deasupra coatelor, dezvelindu-i brațele arse de soare, acoperite de mușchi și vene proeminente.
în cealaltă curelușa hamului petrecut în jurul umerilor, avea un cuțit de vânătoare mare cu mânier de argint și plăsele de alamă, lung de cel puțin 30 de centimetri. Mânierul cuțitului atârna aproape de brâu și din câte îmi dădeam seama și îl putea scoate din teacă printr-o simplă smucitură a butonierei care îl fixa în lăcașul său. Atât cuțitul cât și pistolul erau bine unse și păreau să fi avut parte de acțiune la viața lor. Am studiat armele și apoi m-am uitat din nou la Bris, care continua să mestece energic. Fără un cuvânt se întoarse și sări jos de pe trepte, își făcă un rucsac pe care nu-l observasem până atunci și săltă pe umeri. Era arhiplin, părea să cântărească vreo 50 de kilograme, dar pe Bris nu părea să-l deranjeze asta. Își strânse bretelele de pe umeri și își încheie cureaua petrecută în jurul taliei, apoi o porni spre pădure cu pași repezi, ceva între marș și alergare. Bris, am reușit să îngaim. Se opri din mers și, răsucindu-se pe călcâie, se întoarse rapid, oprindu-se la câțiva centimetri de mine. Transpira abundent și vena de la tâmplă îi pulsa puternic. Arăta impresionant. Voiam doar să... Maggie e însărcinată. Bris se opri din mestecat, apoi contempla absent coroana copacilor, ce se profila în depărtare, și probabil o imagine ce apăruse în minte. Maggie? Am încuvințat din cap. Se încruntă o clipă, apoi redeveni stăpân pe sine. Îmi întinse mâna și eu i-am strâns-o. De fapt, el mi-o strânse mai tare. N-am mai simțit niciodată o strânsoare atât de puternică. Era ca o menghină. Putea să-mi sfărâme oasele dacă voia. Palma era musculoasă și bătătorită. Și curată ca tot ce ținea de el. Bris era impecabil de curat și mirosea deodorant și aftershave. Îmi strânse mâna o scutură ușor, apoi se întoarse și dispăru în pădure. În câteva secunde nu i-am mai auzit pașii. Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce.